este interesant și deosebit la această carte este faptul că cumva continuă munca psihiatrului Brian Weiss, care a scris multe vieți, mulți maestri. Bănuiesc că unii dintre dumneavoastră ați auzit de acea carte sau ați citit-o. Continuă munca psihologului Michael Newton, care a descris împreună cu psihiatrul american Joel Witten, a descris viața dintre vieți, traiectoria sufletelor după moartea fizică până se reîncarnează. De fapt, nivelul de existență supraconștient este acela. Ce facem noi ca și conștiințe în afara vieții fizice? De fapt, aceasta este acea traiectorie a sufletelor în afara acestor vieți pe care le experimentăm conștient. Ducem mult mai departe descoperirile pe care le-au făcut ei. Și eroina cărții are această abilitate de a deveni canal pur de informații. Există 1% din populație, deci există oameni care au această abilitate de disociere în conștiință. Își disociază conștientul de subconștient în hipnoză și funcționează de la nivel subconștient. Deci, literalmente, tu, ca medic hipnoterapeut sau ca hipnoterapeut, vorbești direct cu subconștientul ei, deci cu sufletul, cu nivelul superior de conștientizare. Mintea conștientă este cel mai limitat nivel al minții. E așa cumva, dacă cumva până în 10%, subconștientul este nivel mult mai înalt și supraconștientul este nivelul infinit, este extensia sursei de conștiință, ceea ce religia numește Dumnezeu. Și în această stare, nu numai că ea accesa eroina cărții Mia, am numit-o, nu o cheamă Mia, dar așa i-am dat eu numele, Mia accesa numai sursele depresiei, gândurilor de suicid, anxietății, oboselii cronice și celorlalte probleme pe care ea le-a avut, dar descria acele vieți de la nivel subconștient, din subconștientul vieții respective, în sensul că vorbea, într-una din vieți era crescută, deși era albă, era crescută dintr-o familie bogată, a fost crescută într-o șatră de țigani și vorbea în genul ăla ca un om analfabet, nu acorda verbele și nu se exprima cum trebuie. Când ajunsese foarte bătrână, vorbea cu niște cuvinte pe care numai un om bătrân le folosește, ca de exemplu îi spunea, da, maică, mă doare spatele. Numai un om bătrân folosește un astfel de limbaj. Dar ea nu era conștientă la nivel conștient de ceea ce spune în starea respectivă de multe ori. Această abilitate a mers mult mai departe după ce și-a accesat viețile anterioare, ieșind în ca și suflet din acele vieți, a descris traiectoria pe care a luat-o ea în acea viață din șatra aceea de țigani. A fost așteptată la finalul vieții după ce a murit de soțul ei din acea viață care murise anterior ei și el a condus-o la lumină, lumina aceea descrisă de Iisus, descrisă în majoritatea religiilor, nu? Și în clipa în care a intrat în lumină s-a simțit extraordinar, pentru că lumina este energie pozitivă, pur pozitivă, care demagnetizează blocajele din câmpul energetic și te face să te simți extraordinar de bine. A descris procesele prin care trec sufletele în lumină. În lumină se produce acea judecată de apoi de care se vorbește în religie, dar nu este de fapt o judecată, este un proces de evaluare a progresului pe care sufletul l-a făcut în viața respectivă. Nu există nimic negativ, nu există pedeapsă pentru nimic. Sufletul își
evaluează de la acel nivel, nu de la nivel uman, de cum de conștientă, ci de la nivel subconștient, își evaluează performanța pe care a avut-o în viața respectivă și decide împreună cu ghizii spirituali, cu ghidajul spiritual. Ghizii spirituali sunt sufletele care îi ajută pe ceilalți să progreseze. Deci sunt suflete evoluate care au o experiență mare încarnare și care ajută sufletele să se înalțe vibrațional și să crească și în dimensiune, astfel se face evoluția spirituală. Ce aș putea eu descrie care a fost mai impresionant, o situație mai impresionantă pentru mine, este una din descoperirile pe care Iulia, una dintre celelalte caractere ale cărții, le-a făcut când discuta tot așa, intrând în starea respectivă, intrând în lumină și dincolo de lumină. Ea a descris că vede o energie foarte puternică, foarte mare, care este vizibilă, fie devine invizibilă și care pulsează și pare foarte înțeleaptă și foarte evoluată, pare infinită, iar această descriere nu se potrivea deloc cu descrierea ghizilor spirituali pe care ea îi accesase în alte ședințe sau alți pacienți îi accesaseră în alte ședințe și a reușit să se contopească cu acea energie, a avut senzația că pulsează, că este purtată în sus și în jos de acea energie și că se simțea extraordinar și cumva au venit răspunsurile prin ea de la acea energie, la întrebările pe care eu le-am pus. Am rămas un pic surprinsă de această descriere și în altă ședință cu eroina cărții, cu Mia, și ca să ajung acolo trebuie să mai descriu niște detalii. În mai multe ședințe Mia reușise să se conecteze atât de adânc cu ghidul ei spiritual, încât ghidul ei spiritual vorbea prin ea la un moment dat. Aceasta este proprietatea de a deveni un canal pur de informație. Se numește pure channeling în engleză și cam 1% din populație are acea abilitate. Sunt sufletele evoluate care își dezvoltă această abilitate și pot să lase să treacă prin ei sufletele care au același nivel, sunt aproape de nivelul lor vibrațional. Că altfel nu se poate să vină, ar fi ca și cum ai pune un bec la un voltaj de ți explodează becul. Deci trebuie să se potrivească cumva această vibrație. Și prin intermediul ei am putut să întreb în starea aceea în care ea canaliza pe maestrii spirituali și am putut să întreb ce se întâmplă, ce este acea energie cu care vorbește Iulia, în care ea a intrat și simțea acea senzație pulsatilă și răspunsul acela puțin pe mine m-a făcut, deci am rămas așa de uimită că nici nu mai știam ce să gândesc. Am avut așa un moment în care nici nu mai știam ce să spun mai departe. Era vorba de faptul că Iulia accesase de fapt divinitatea, sursa, Dumnezeu, numit în religie. Și eu atunci am rămas extraordinar de surprinsă, pentru că nici n-am știut că este posibil, că există vreo tehnică, că ne este accesibil nouă să ajungem la așa nivel încât să știi, în primul rând, unde să găsești divinitatea, unde să te duci, ce traseu să o iei ca să devii, să ajungi în contact cu ea. Și pe deasupra să mai și devii una cu divinitatea și starea în care pacienții mei au intrat, cei patru aleși au fost pentru că ei au reușit toți să ia același traseu, să descopere același lucru, să se conecteze cu divinitatea în mod direct, să vină prin ei, iar sentimentele erau extraordinare, greu de descris în cuvinte. În această stare
de conectare cu sursa a tot ceea ce există. Am să continui de unde am lăsat-o cu cealaltă întrebare. Deci sufletele în lumină, nu doar că se purifică, li se demagnetizează toate blocajele și devin din nou energie pur pozitivă, dar iau și acel traiect de evaluare în care se decide dacă au evoluat, dacă au stagnat sau dacă au regresat într-o viață, dacă au venit cu mai multă energie, același nivel de energie sau mai puțină energie decât atunci când au plecat să se încarneze. Și dacă au și ele pot să decide ce să facă. În cazul în care au regresat și au regresat de-a lungul mai multor vieți, atunci se decide să rămână în realitatea ultimă, fie de tot, fie... Nici nu știu cum să spun, că dacă spun să rămână un timp acolo, de fapt timpul nu există. Este doar un concept uman. Deci mi-e oarecum un pic greu să descriu exact ce se întâmplă. Și după ce trec prin această evaluare, Mia a descris cum a trecut dincolo de lumină în realitatea ultimă. Este energie de vibrație atât de înaltă că în clipa în care intri în starea respectivă și energia curge prin tine, pentru că suntem ființe energetice, când energia curge prin tine, intri în niște stări care sunt foarte greu de descris în cuvinte, în limba română, în afară de starea de nirvana, blissul acela din engleză, care nu știu cum să-l traduc în limba română, alte cuvinte nu există, dar cuvintele acestea nu spun nimic unui om care nu le-a experimentat niciodată. Dar prin intermediul hipnoterapiei și a te deschide ca un canal pentru energia de acasă, aici este cineva care a experimentat și eu am experimentat prin meditațiile mele, deci intri în niște stări extraordinar de greu de descris. Poate Vali, dacă da, vrei extrem, să spui. Da, extrem. Eu am avut plăcerea de a colabora cu doamna. Am fost practic un studiu. A apărut spontan la locul respectiv și chiar după 5 ore am fost într-o transă așa de 5 ore, practic, prin care m-a venit să cred ce se poate întâmpla, eu necrezând în partea asta energetică, dar acum chiar mi-a demonstrat că într-adevăr există ceva, nu știu, și care într-adevăr m-a făcut să descoper foarte multe surse de energie. Deci am avut o experiență extraordinară, deci nu pot să vă descriu în cuvinte. Încearcă, Vali, da. Pentru că știi, lumea pleacă cu ideea că oamenii ăștia nu știu să descrie în cuvinte ce au trăit. Da, așa, măcar, foarte greu. Într-adevăr, deci, practic, m-a dus doamna în colaborare cu un alt, doamna Lili. Da? Practic, fiind într-o poziție orizontală, am ajuns după tot felul de întrebări, meditații, practic am fost într-o... Ghidaj în hipnoză, eram conștient, dar corpul practic mi era blocat, la un moment dat am ajuns într-o stare încât stăteam efectiv pe un metru de energie care efectiv captam din partea superioară, captam tot ce înseamnă energie și practic acea energie mi se crea ca un rezervor sub mine ce mă înălța și efectiv n-am mai simțit corpul. Efectiv, mă chiar discutam cu doamnele și eu nu așteam nimic, mi-am captat, n-am avut niciun blocaj, nu simțeam efectiv că există, doar la nivel conștient. Dar la nivel de sentiment, ce simțeai? Da, eram simțit exact, eram într-un extaz, total, o fericire extraordinară, iubire practic, am zis că îmi și iubesc familia. Și de văzut? De văzut ce am văzut doar luminile care le captam și energia, era ca niște săgeți care practic mă încărcau, da. Ca o baterie, practic să vă imaginați o baterie care se încarcă în permanent. Ajungi la o saturație, după care practic nu mai unde să se încarce, dar practic vrea să explodeze, să n-avea unde, dar de fapt era o resursă care mă susținea și îmi dădea o forță fantastică. Da, deci e foarte greu să vă explic, poate că nu vă imaginați, nici n-am crezut că se poate întâmpla, dar vă spun că se întâmplă. Tot era practic o lumină albă, da, care venea practic dintr-un con. Dacă un con care practic proiecta toată lumina asupra mea.
Ceea ce trebuie mă suspenda să... așa, da, efectiv eram suspendat dintr-un cron. Extraordinar. Da. Ceea ce vreau să spun că lumina fiind albă, asta este doar o percepție a noastră. Da. Lumina nu are culoare. Lumina aceea din realitatea ultimă. Dar ochii noștri, dar ochii noștri și ca mintea noastră și creierul nostru interpretează ca având fie culoare albă, fie aurie, fie dar de fapt este o energie, este o vibrație pe energie, care noi interpretăm. Practic am intrat printr-un tunel așa, deci mi s-a deschis un tunel, la un moment dat s-a mărit și practic am ajuns în conul acela suspendat. Da, a intrat în lumină, prin tunelul acela, a intrat în lumină și care a stat acolo. 5 ore a trecut așa ceva, nu știu dacă se poate întâmpla așa ceva. Deci nu mai simțea corpul deloc, cu alte cuvinte se era putea face... Era amorțit total. Exact, se putea face operație pe el când ar fi simțit și să sperăm că în câteva zile foarte să greu, facem... Foarte greu, într-o jumătate de oră mi-a trebuit foarte mult ca să pot să ies din acea stare. Practic, era tot, nu simțeam nimic, ca picior, mâna, nimic, totul era practic la orizontal, era un tot. Nici nu știam dacă am mâini, picioare, decât la nivel mental, practic, colaboram cu doamnele. Te-ai dus cu o suferință fizică sau psihică? Nu. Fără suferință deci, psihică și fizică. La cursurile noastre cu studenții, invităm oameni care doresc să aibă ședințe. Eu m-am dus cu soția mea, de practic, soția am fost ultimul care a fost ales și am fost chiar într-un... Eu am insistat! Deci, dânsul a venit, se mai întâmplă așa, că vine soț și soție, soțul vine târât de soție. Așa a venit târât, da. În urmă să văd ce se întâmplă, ce se poate întâmpla. Eu l-am împins. Da, și soțul are niște experiențe extraordinare și de multe ori soția nu se poate concentra. Da, nu, eu n-am reușit. Cel mai mult. Da, dar l-am băgat pe el la înaintare. Da. Bine, doamna, am ales ultimul, că am rămas ultimul, practic. Chiar trebuie neapărat să fac lucrurile. Dacă doriți să fac, nu e nicio problemă. Alegerea aceea nu știu cum s-a făcut, pentru că eu la studenț mergeți acolo, mergeți acolo. Și am rămas ultimul. Ultimul. Și așa de bine l-am ales pe Valer. Și m-a poziționat și într-o zonă centrală. Pentru că el era la filmat. El a fost filmat. Problema este că din tot cursul de... 10 zile, a câte 8 ore pe zi, camerele nu au putut înregistra. Pentru că era atât de puternică energia, încât nu s-a înregistrat pe camere. Avem înregistrare audio, am fi vrut să avem pe cea video, deși se vedea pe cameră. Deci eu puteam să văd că erau camere profesioniste. Eu îl vedeam, dar nu a rămas impregnat pe cameră. Deci n-a văzut camera nici lumina albastră. Deci nu, eu puteam să văd că eu am ieșit, o lăsam pe Liliane și mă uitam în ecranul camerei. Știți cum filmează și am și poze cu ecranul camerei și Valer este acolo, vorbește, dar când să te uiți la înregistrarea respectivă, nu există nimic. Este Nimic nu există. Și realitatea ultimă, care este infinită, așa sumar, există arborele vieții, care nu arată ca un arbore, dar așa-l percep oamenii, așa-l interpretează ca un arbore infinit, unde se află. Unii descriu ca o bibliotecă, dar mai rar. Asta în cărțile lui Dolores Cannon. Pacienții mei l-au perceput ca un arbore infinit, alții îl descriu ca acea bibliotecă care cordurile akașice sau cronicile akașice sau memoriile akașice și mai sunt alți pacienți de-ai mei care au perceput așa ca o sferă în care îți vezi toate viețile, cumva un pic mai science fictional. Depinde de mintea fiecărui om cum interpretează ce este în realitatea ultimă. Nu e așa, nu e nici arbore, nici recorduri, nici bibliotecă, nici nimic. Este energie, este vibrație, nici râul vieții, este o curgere a energiei, a energiei divine care continuă și în realitatea aceasta curgerea. Aici, în realitatea noastră, sunt râuri atât de energii de vibrație înaltă, cât și râuri de energii de vibrație joasă, iar noi când ne deschidem la energia mâniei, furiei, supărării, ne deschidem râurilor de vibrație joasă, curg prin noi, corpul nostru este un canal de energie sau ne deschidem râurilor de energie pozitivă care ne vindecă și ne încarcă. Cele de vibrație joasă ne îmbolnăvesc, creează blocaje, ne epuizează energetic.
și de aceea trebuie să învățăm să ne facem managementul energiei și să nu mai picăm în toate plasele pe care atât oamenii cât și situațiile le creează. Iar ca să continui descrierea ceea ce au descoperit pacienții, Iulia a fost prima care a descoperit, trecând de la arborele vieții, a trecut de râul vieții, a trecut prin râu și a ajuns la acea energie infinită. La fel, aceeași traiectorie a făcut-o Mia, ghidată de maestru spiritual, pentru că Mia și-a dorit să vadă, să, întotdeauna și-a dorit, toată viața ei și-a dorit să-L cunoască pe Dumnezeu. Și pentru că Iulia tocmai experimentase, atunci ghidul spiritual a ghidat-o la sursă. Și la fel ca și Iulia a intrat în sursă și sentimentele extraordinare pe care le-a trăit și vibrația aceea pulsatilă, parcă era purtată în sus și în jos, sau legănată, sau totul este descris în carte. Tu ai simțit vibrația așa pulsatilă? Da, eu practic m-am înrădăcinat. Da. Efectiv m-am înrădăcinat, simțeam cum mă rădăcinesc. Uh-huh. Mă capta practic toată sursa și am parcă mă rădăcinam. Foarte interesant. Toți cei patru au descris aceeași traiectorie, dar niciunul dintre ei n-a știut de existența celuilalt pacient. Toți au descoperit singuri. De fapt, au fost 8 pacienți pe care am vrut să-i pun în carte, care au avut aceleași experiențe, dar cartea devenise foarte groasă și în Statele Unite mi s-a zis că noi nu citim cărți de 500 de pagini, 600 de pagini, trebuie să le duci la jumătate. Și așa că probabil voi pune în următoarea carte, în următoarele cărți, o parte din ceilalți pacienți, să vedeți că de fapt toți merg în același loc. Și Mia, în special, având această abilitate de a se conecta cu maestrii spirituali și sursa, a reușit să răspundă în această stare de disociere în conștiință, când vorbeai direct cu maestrii spirituali sau direct cu divinitatea, a reușit să răspundă la miile mele de întrebări, nu știu câte sunt în carte, dar au fi vreo 100 și ceva, de genul cine suntem, de unde venim, care-i scopul vieții, ce facem aici pe pământ, de ce ieșim din realitatea aceea, există într-adevăr alte vieți, trăim alte vieți, cum progresăm, cum evoluăm, de ce există suferință pe pământ și așa mai departe. Toate întrebările care vă vin în cap, sigur le-am avut eu. În carte este descris primul an de lucru cu Mia, eroina cărții, dar de atunci au trecut 10 ani. Deci ea a reușit să-și depășească după prima ședință de regresie, prima ședință de accesare a surselor problemelor ei, care a devenit o ședință de regresie în viața anterioară, că eu nu știam unde se va duce, nu știam dacă în viața aceasta, dacă în alte vieți, pentru că am spus du-te la sursele problemei, n-am zis du-te în viața anterioară. Și după prima ședință i-au dispărut gândurile de suicid. Din a doua ședință deja depresia începuse să se vindece, deja trecuse în altă stare, oboseala cronică se dusese, simțea că o trag picioarele către pământ, erau așa de grele pentru că era încărcată cu energie de vibrație joasă și odată ce s-a curățat în lumină și s-a reîncărcat, nu mai simțea acea oboseală, dormea bine noaptea și încet, încet a început să se simtă mult mai bine și a început să aibă, să intre în starea aia extatică de fericire, că spunea că e bine să strige de cât de fericită este. Deci transformarea ei a fost radicală, a fost de la polul opus și în următorii ani, ceea ce nu este descris în prima carte, ea a continuat să mediteze, am continuat să facem ședințe, și astfel a ajuns să fie Valer din prima a ajuns așa, Mia n-a ajuns din prima în starea în care Valer a intrat, a ajuns să înmagazineze atât de multă energie în stările respective, încât simțea că ea trebuie să înceapă să dea energie, că dacă nu explodează, așa simțea ea, și treptat a început să ofere ședințe de a reface câmpul energetic, ședințe în care inițial veneau prin ea maestri spirituali, puneau diagnosticul, se uitau la tine, văd prin tine ca... Dar nu există aparat, de fapt.
care să vadă. Și îți vedeau câmpul energetic și spuneau cum este curgerea energiei. Dacă ai toate chakrele, fiecare chakră o descriau, sunt situații în care chakrele sunt integrale, centri energetici, știți la ce mă refer, nu? Centri energetici, dacă i-ai, dacă sunt integri, dacă sunt blocați sau chiar dispăruți. Există situația în care sunt distruși complet. Așa, și diagnosticul, îți spuneau ce afecțiune ai, la care organ este, de unde, de multe ori, dacă erau legate de viețile anterioare, îmi spuneau mie care vieța anterioare, dar pe o altă limbă pe care pacientul nu o înțelegea și când îi ghidam la sursele problemelor, ei vedeau viața aceea. Deci atunci îți dai seama că nu este imaginația cuiva, când pacientul care era total complet în afara situației, nu știa ce se întâmplă, în următoarea ședință și se duce exact la viața care ți-a fost ție descrisă de maestri spirituali în ședință, că este sursa problemelor lor și apoi se mai și vindecă sau se simt mult mai bine. Și lucru continuă cu Mia, nu pentru care avea nevoie, ci pentru că eu doresc să continuăm să accesăm informații, să continuăm să rămânem în contact cu sursa și să scriu cărțile următoare.